Arestat la sfârșitul săptămânii trecute, Ghiță Ignat, luptătorul sucevean de MMA, a fost eliberat miercuri de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Ursul Carpatin, după cum este cunoscut Ignat, a fost arestat în baza unui mandat european emis în decembrie anul trecut de Tribunalul Magistraților din Westminster, Marea Britanie. Acesta ar trebui să răspundă unor acuzații de răpire, șantaj și vătămare corporală. Avocații luptătorului sucevean au cerut amânarea predării acestuia până la finalizarea afacerilor judiciare pe care le are în România. Și anume, Ghiță Ignat este cercetat de procurorii suceveni sub acuzația că a furat aproximativ 500.000 de dolari austrieni din bancomatele amplasate în orașele de pe coasta de est a Australiei, dar și de pe teritoriul Malaeziei și Marii Britanii. După o analiză atentă a dosarului, magistrații de la Curtea de Apel au decis eliberarea lui Ghiță Ignat, fapt petrecut chiar miercuri. Soluția nu este definitivă și mai poate fi atacată. Faptele pentru care englezii îl vor aresta pe luptătorul sucevean s-ar fi petrecut în urmă cu 6 ani, în 2007. Acesta este acuzat de autoritățile din Marea Britanie de răpire, șantaj și vătămare corporală.